Inorogul vă prezintă Cartea Zilei. Bine v-am regăsit la Cartea Zilei. Sunt Leonard Ancuța și l-am alături de mine pe domnul scriitor, profesor și critic literar Octavian Soviani. Vorbeam despre licantropie, vârpolaci, pricolici, mă rog, despre simbolul lupului în literatura română. Ieri vorbeam despre capra cu trei iezi, despre faptul că lupul este de fapt o transfigurare a omului rău, din capra cu trei iezi, este o transfigurare a omului rău. De fapt, licantropia este la rândul ei o boală psihică, o boală în care cel afectat se crede că poate să se transforme în lup sau, mă rog, tot interiorul, tot forul lui interior, tot psihicul lui accede către această nouă formă de, nu știu cum să-i spun, este, devine lup, pur și simplu. Asta este boala, licantropia. În același timp, în Evul Mediu, era această teamă de străini, această teamă, deci erau cerșetori, erau oameni fără adăpost care mergeau în târguri și care erau efectiv acuzați de licantropie, li se atribuiau crime și așa mai departe, pentru că li se spuneau lupi, li se spuneau vârcolaci. Da, a existat într-adevăr în Evul Mediu această teamă de tot ce era străin sau de tot ce se abătea de la comportamentul standard al unei anumite comunități. Însă eu aș prefera să vorbim astăzi despre modul în care acest mit al vârcolacului în ipostaza lui de pricolici, adică de om lup, apare în literatura română și avem, din acest punct de vedere, două texte extrem de semnificative ale lui Vasile Voiculescu. Unul se numește În mijlocul lupilor, altul se numește Schimnicul. Trebuie să judecăm aceste povestiri în contextul mai general al nuvelelor și povestirilor lui Voiculescu și al fantasticului voiculescian. Viziunea acestui scriitor este una, aș îndrăzni eu să spun, eminamente magică. În sensul că, din perspectiva sa, în natură se manifestă niște energii extrem de puternice pe care omul nu le poate domina decât prin magie. De aceea, adeseori în centrul prozelor sale stau magicienii care au puteri neobișnuite și care reușesc să se restabilească acest echilibru energetic între om și natură. Un tip foarte interesant de magician este la Voiculescu Muparul, care apare în povestirea În mijlocul lupilor. Acest lupar are un statut marginal într-un sat românesc oarecare, este bănuit că din când în când s-ar transforma în lupi, în lup, sau că i-ar pune pe lupi să vâneze pentru el. Și la un moment dat, personajul narator are o experiență ciudată în compania acestui lupar. Pleacă în tovărășia lui în noaptea Sfântului Andrei la un fel de întrecere cu lupii. Magicianul are puterea de a-i chema și de a-i îndepărta în același timp. În același timp, totodată, magicianul despre care vorbeam locuiește într-o colibă extrem de ciudată, care are pe pereți niște desene asemănătoare cu ceea ce s-a descoperit prin peșteri. Foarte multe desene reprezentau animale, dar printre ele apare și un om uriaș care are în mână o măciucă. Exact acea măciucă despre care spuneam într-una din emisiunile precedente că este unul dintre însemnele, sau era unul dintre însemnele, confreriilor războinice din antichitate. Și ar mai fi ceva de spus, că acest straniu raport energetic om-natură uneori se întâmplă să se manifeste în interiorul același personaj, care este simultan om și lup. Și foarte semnificativă din acest punct de vedere este nuvela Schimnicul.
Personajul principal în aceste novele este un călugăr foarte ciudat, un copil bolnăvicios inițial, la un moment dat este împuns de un berbec, devine foarte abulic și este încredințat de mama sa, foarte săracă, în grijă unei mănăstiri. Aici el devine fratele Sofonie și încă din timpul noviciatului manifestă niște, hai să-i spunem, apucături sau puteri paranormale. De pildă, poate acționa obiectele de la distanță sau, așa cum se va dovedi mai târziu, are o putere neobișnuită asupra lupilor. La un moment dat, starețul îi interzice asemenea practici, cu excepția celei legate de lupți, pentru că oile mănăstirii erau în permanență hăituite de către aceștia. La un moment dat, stâna mănăstirii începe să fie prădată de un lup uriaș, cenușiu, pe care nu îl putea arunca decât fratele Sofonie, care era chemat în toiul nopții din chilia lui. Era găsit în aparență rugându-se, într-o stare de inconștiență, își revenea destul de greu și, odată cu apariția sa, lupul dispărea. Nu are rost acum să povestesc că am anunțit această novelă. Cert este că acest frate Sofonie este în realitate un licantrop, un om lup, care nu poate fi anihilat decât tot prin intermediul magiei. În cele din urmă, odată când luase înfățișare de lup, el este împușcat cu un glonte de argint descântat și, după ce îi se descoperă cadavrul, inima este străpunsă cu o țepușă de lemn și este îngropat undeva într-o pustietate. Cam aceasta este novela lui Voiculescu despre care vorbeam și care se intitulează Schimnicul. Vom continua discuția mâine. Acum urmează poema zilei. Vă așteptăm la aceeași oră, la același canal. Mugur Grosu, din antologia Grosso Modo. Într-o singură zi puteai face totul. Nimic nu se compară însă cu teama că o să ne întâlnim iar. Unele străzi vor încerca să ne făgăduiască. E bine să le urmezi, toate sunt fundături. Dacă ți-e teamă, nu devia prea mult de la logica faptelor. Acolo sosesc turiști din toate colțurile planetei. Panorama e grozavă, splendidă, definitivă. Oricum, la primele ore ale dimineții poți vedea chiar și marea cum merge la serviciu. Cartea zilei a fost prezentată de Inorogul.